Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Ia uitați ce bine ați prins exact intră video când facem o descărcare din mers 7 km. Da. Ia să vedeți aici ce frumos se golește, uitați. Hai că e bine că menține viteza de 7 km, nu? Oricum vom recolta tot pe și verde. Mai că gol imediat. Chiar gol deja. Vedeți că aici e verde zona asta. Cam până pe aici. Aici un pic de capăt, deși cred că mai am două ture aici și un pic mai în spate mai am. Restul nu am vrut să se coacă deodată. Atunci asta mai vrea să aștepte, dar atunci o lăsăm să mai aștepte. Vedeți că de aici se vede pe petice, numai să fac, dar mai fac vreo două ture, după aia la altă o răs. Oricum am mai rămas acolo de-a lungul și în parcela aia la altă care am recoltat aer, ieri n-am mai filmat. Și aici drept, am mai fost, tot ieri am recoltat. Și mai am acolo un pic. Eu nu cred că îmi trebuiau toate remorcile, dar apoi am... Vedem. Că numai asta avem copter, după aia nu mai avem. Deci avem 42-40 terti până acum și dacă mai sunt aici vreo 5 hectare, totul și cam atât. Avem cum. Momentan. Da, vedeți și aici acapă tot pe destul de... verde. Aici chiar nu știu ce s-a întâmplat. Că nu-mi dau seama, aici cred că și-o pierdut marcatorul sau să unesc rânduri, care-i treaba? Dar eu și eu pot fi prășită, care-i? Chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Hai, da. Dar
așa ceva s-a întâmplat. Deci eu știu că pe prășită, nu știu cum e nu o tăia din ea. Da, e ok. Ia, e, e destul de curată. Un pic, un pic aș putea să fac și mai curată, dar mi-e frică că să nu arunce după aia pe jos. Dar nu suflă vântul de să stă praful ăsta în loc. Deci ar trebui cumva să-mi dau vreo două cafe, ce măcar. Mai nu știu câte să mai dau, aia e problema. Deci eu deja cresc cu umiditatea un pic. Deja e mai verde, dar hai să vedem umiditatea, deja și crește și umiditatea, nu-i bani. Mai duc acolo o dată înapoi și vin și de-a dat trekking acolo.